Salutare tuturor, acesta este primul episod din noul sezon, sezonul cu numărul 2, podcast Generația lui John, și n-are rost să facem prea multe introduceri, ci pur și simplu să mergem către invitatul pe care îl avem în acest episod. E vorba de Alex Cruceru. Alex, bine ai venit în podcast. Bine v-am găsit. Eu stare bucuros că am un invitat de seamă alături de mine și mai ales că poți să te exploatezi astăzi la maxim. Știi că ești artist, e pandemie, e destul de dificil, nu e atât de ușor, că sunt 4.000-5.000 de cazuri pe zi. Și sperăm că nu o să mai fie ca data trecută să se închidă totul și să... Nu o să întreb dacă ești vaccinat atunci, e mai simplu. Sunt. Ești vaccinat? Sunt vaccinat, da. Și ești pro-vaccinare? Pfizer, sunt pro-vaccinat. Și cu Pfizer, ești cu ce? Pfizer, ok, foarte bine. Să fie, da. Alex. Nu, mi s-a impus oricum la teatru cumva să... Că dacă nu ți se impunea... Oricum făceam vaccin, pentru că asta mi se pare o alegere înțeleaptă, dar oricum, oricine are dreptul și libertatea să aleagă orice consideră. Ce-mi place, știi? Adică să împaci ambele tabere, da. Și aia care sunt încăpățânați. Pentru că și ei au punctul lor de vedere, le este frică, nu avem de unde să știm. Și după vaccin fiecare... acum, dacă ți-ai făcut vaccinul, acum ești cu mai puțină frică sau ce? Păi după vaccin nu mai sunt atât de speriat de COVID, că mă gândesc că sunt protejat, sper, de acest... În teorie, în practic am mai auzit de cazuri de oameni care au făcut COVID și după vaccin, dar nu despre asta este emisiunea, deși sunt foarte mulți care se întreabă, domne, ce se va întâmpla, ne închid ăștia, nu ne închid, Doamne ferește să ne mai închidă. Alex, o scurtă prezentare a ta, da. Să știm și noi cu cine avem de-a face, mai ales că am înțeles că nu ești de aici din Ploiești, însă îți mulțumim tare mult că ai făcut, nu știu, 60-80 de kilometri din București către Ploiești. Da. Hai să ne cu ce începem. Deci, numele meu este Alex Cruceru, am 25 de ani, am terminat recent facultatea UNATC Teatru, de asemenea am făcut actoriedefilm.ro, școala de actorie a lui Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol și Dorian Boguță. Și în ceea ce privește actoria, teatru, eu pe lângă asta am mai făcut și muzică, am făcut școala de muzică unde am studiat pian, teorie muzicală, solfegistică, canto, și pe lângă pian am făcut autodidact și diverse cursuri, chitară, tobe, ceva clarinet. Care v-a să zic, ești în lumea asta de când te deci, știi, da, ești avizat, ai spus că tocmai ai terminat un ATC-ul, da. N-am înțeles însă dacă ești mai mult actor sau mai mult cântăreț, asta pentru că am urmărit tot de proiecte ale tale, în care te-am văzut pe scenă în timp ce erai un actor desăvârșit, dar te-am văzut și în producții muzicale, ba chiar ai videoclipul tău lansat anul acesta. Acesta este sau de anul trecut? Anul acesta în vară, pentru că este un videoclip filmat la mare, cu vibe de vară. Piesa a fost lansată undeva prin decembrie anul trecut, videoclipul a venit acum prin casa de discuri Voices Media, cărora le mulțumesc și pe această cale. Producătorul melodiei este Anyone și eu cred că lumea care va urmări acest videoclip se va distra, va dansa pe melodie. Pentru că este foarte summery și așa. Și, o să detaliem mai multe, mai ales despre domnișoara care apare în videoclip, dar nu chiar acum. Sigur, da. Perfect. Deci ești mai mult actor sau mai mult cântăreț? Este greu să zic, pentru că încerc să le îmbim pe amândouă și am în durora le acord aceeași atenție și seriozitate. Muzica am început înainte să mă pasioneze actoria. Actoria a venit undeva prin clasa 11-a, dar în momentul în care a venit, tot așa a venit, am mâncat pe pâine, am văzut spectacole foarte multe, m-am preocupat foarte mult de această zonă. Ce vârstă ai tu, Alex? 25 de ani. Unde te-ai născut? În București. Așa. Dar am rude din partea mamei, de exemplu, din zona Oltenia, Gorj, pe lângă Târgu Jiu, chiar cumva peste deal de unde s-a născut și actorul Horațiu Mălăele, pe care îl apreciez foarte mult. Și este o zonă aparte, cu un peisaj foarte frumos, și dar în București m-am născut și am crescut, acolo mergeam în vacanțe mai mult. Mă gândeam când spui că stai în București și că te-ai născut, nu știu, în Craiova sau nu, Iași, oriunde altundeva. Însă dacă îmi spui că capitala ți-a făcut cu ochiul de la început, acolo, da. Cred că ai avut și mai multe avantaje. Mă refer la deschidere, la oamenii pe care i-ai întâlnit, la piesele de teatru. Da, una e să poți să mergi, nu știu, la TNB, alta e să mergi într-un orășel mic la un teatru care nu prea mai are actori sau actorii nu sunt prea bine plătiți. Și cu toate astea, la cei 26 de ani, am înțeles 25. Bine? 25. Da, 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 o să împlinesc prin ianuarie, 26, sunt vărsător. O să ai 25, fie 25 ianuarie. Din partea mea până la final. S-ar putea că am zis că, domne, părea de, nu știu, de 20 de ani, era prea tânăr, cum de să fie de 20. Perfect. La 25 de ani,
e începutul, e cum e pentru un actor? Dacă n-a reușit până la 25 de ani să fie cel puțin bendeac, e fail total sau ești abia la începutul? Nu, este, sunt mulți actori, nu știu cum este Vlad Ivanov, de exemplu, care este un mare actor care face film în multe limbi străine, în maghiară, și care a început mai târziu pentru că a intrat după ce a dat de mai multe ori și asta nu are neapărat o relevanță pentru că oricum este un examen foarte subiectiv, mai ales în acest domeniu și niciodată nu este prea târziu până la urmă. Dar, oricum, facultatea în timpul unei ATC-ului, de exemplu, este foarte greu să ai alte proiecte pentru că este timpul foarte complicat, ești aproape tot timpul acolo, este foarte încărcat programul și atunci nu prea ai timp să faci alte lucruri oricum. Deci, eu vreau să fac și masterul în actorie și așa, dar mi-ar plăcea pe cât posibil, eu am reușit din fericire în facultate să fac niște proiecte, deși n-a fost ușor cu programul. Și asta mă bucură că m-a ajutat să mă dezvolt și să ajung într-un anumit punct important. Ai avut o problemă cu pandemia? Te-a deconectat de public sau pentru tine publicul a fost acasă? Am avut, în anul pandemiei, am avut de scos licența la teatru și după aia imediat am fost actor colaborator înainte și acum actor colaborator la Teatru Masca, unde am făcut chiar înainte de pandemie rolul Iordache, am jucat în regia domnului Mihai Mălai Mare, rolul Iordache în spectacolul Dale Carnavalului, după textul lui Caragiale. După care imediat a trebuit să jucăm, nu știu, un număr de vreo 35 de reprezentații și am apucat vreo 25 pentru că ultimile 10 venise pandemia din martie până în mai când ar trebui să și jucăm. Și martie de atunci, de când a venit pandemia și până acum în prezent, că a trecut cât un an și ceva, te-ai schimbat? M-am maturizat, poate, și... Ți-a tăiat cineva aripile? Nu, adică... Ești mai plin de speranță sau te-a potolit un pic pandemia? Nu, am aceeași speranță pentru că eu sper să nu mai fie cazul de pandemie, iar când a fost cumva, deși s-au întâmplat atâtea nenorociri, pe mine cumva m-a ajutat că s-a oprit, pentru că m-am concentrat foarte bine pe licență, n-am mai avut tendința să fug în toate părțile și am putut astfel să termin licența cu bine. Iar după aia am reușit să găsesc o modalitate de a avea un venit constant cât nu s-a putut juca la public, dar noi am repetat. Am făcut, de exemplu, un spectacol Pantomenia, un spectacol cu măști la Masca în regia doamnei Ana Maria Păzlaru, care este actriță la Teatru Masca și unde am învățat foarte multe lucruri despre zona de corporalitate, dans, pantomimă, în stilul Etienne de Cru, care a venit cu acest concept. Și am făcut, de exemplu, și l-am și jucat în timpul verii, inclusiv în turneu în diverse festivaluri, spectacolul București Livrator, în regia lui David Schwartz, un regizor foarte bun și cu nume important în domeniu, care montează spectacole de tip teatru social, politic, pe tema relației dintre angajat-angajator, dar nu numai. Și este un spectacol despre prin ce au trecut livratorii de mâncare în timpul pandemiei. Și asta cred că se regăsesc în special cei care au făcut treaba asta, dar și oamenii care au fost nevoiți să comande acasă și au trecut prin diverse situații, mai mult sau mai puțin comice. Spectacolul are multe elemente comice, este o comedie, dar are un mesaj important și este foarte entertaining, așa, e colorat, e cu dans, cu muzică, se cântă și lumea se bucură de acest spectacol. Alex, stau și îți ascult discursul. Da. Și pare că ești un tip foarte modest, așa, muncitor, modest. Okay. Și mă gândesc dacă e potrivit pentru societatea asta în care trăim, pentru viața asta destul de dură, unde trebuie să spui din prima, trebuie să faci totul, trebuie să te zbați, să spui când ceva nu merge, să urli dacă e necesar ca să te bage cineva în seamă, mai ales când e vorba de marile scene. Cum faci față? Este foarte dificil pentru că, dar în orice domeniu până la urmă există concurență, dar consider că fiecare își are locul lui, doar că trebuie obținut prin
mai ales că, nu știu, nu depinzi neapărat de anumite relații sau situație financiară extraordinară sau lucruri de genul ăsta, trebuie să demonstrezi că meriți să fii acolo ca să-ți construiești niște relații și atunci consider că treaba mea, eu, de exemplu, ca om, ca personalitate, sunt un tip mai, nu știu, timid, introvertit, poate anxios, dar... Deși ești într-o emisiune în direct și dar tocmai ești pe scenă, când... Și asta este o convenție, este un context în care îmi permit să joc un rol social, fiind eu însumi în același timp. Eu te caut pe tine, omul real. Nu, fiind eu însumi, sunt eu însumi în același timp, dar e vorba că scena sau camera de filmat îmi dă cumva libertatea de a mă exprima liber, fără să-mi fie frică de părerile altora, de anumite prejudecăți, lucru pe care în viață nu e același lucru, adică în viață există consecințe. Pe scenă nu, adică teoretic... Să spui, e ok, era un rol, nu vă supărați pe mine. Da. Până este, într-un punct când încep oamenii să te judece. De fapt, cred că în momentul în care ești artist, îți asumi faptul că oamenii te judecă și nici n-ar trebui să-ți pară rău de faptul că oamenii te judecă, pentru că asta le este meseria. În calitate de spectatori, își dau cu părerea. Iar tu te expui în această convenție pe scenă, care îți dă libertatea de a fi extrovertit dacă îți place să faci treaba asta. Hai să luăm chitara. Sigur. Hai să o aducem în cadru și pe ea. Vreau să te chinui foarte puțin. Okay. Știi de ce? Cât să-ți ieși un pic din zona de confort, okay, cât să-i încântăm și pe cei care ne urmăresc și să ne treci așa prin fragmente muzicale. Nu să avem momente de 3-4 minute de muzică, pentru că suntem într-un format de podcast unde vreau să te trag de limbă, vreau să-mi spui despre tine. Și pare că deocamdată n-am ajuns încă la tine. Ok. Și folosesc și eu aturile pe care le am, adică vorba asta dulce care mult aduce, până când dai tot din casă. Da. Mai ai apă și acolo? Sigur, doar că folosesc, am apă la temperatura camerei aici. Am înțeles. Da, o să spunem data viitoare să vină. Nu mai știu, e un artist care vrea neapărat să zboare cu business class și să mănânce cât mai multă brânză. Nu, eu n-am, eu doar am chestia asta. E o femeie, o doamnă. Eu am doar treaba asta cu, pe cât posibil încerc să beau apă la temperatura camerei, nu prea mănânc înghețat, adică încerc să am grijă de instrumentul meu cel mai important. Dacă ai emoții, dacă ți se pare că ai nevoie de susținere, cei de acasă cu siguranță deja au dat share, dacă nu au timp acum să dea share, să dea like, love, să îi anunți apoi și pe prietenii tăi, adică lucrurile sunt foarte faine. Ia zi-ne, ce ai pregătit acum pentru început? Văd că ți reglezi brățara. O să o scot ca să nu se încurce în chitară. Cred că așa face acordurile fine sau ceva. Cred că scot și inelul. Zici că, Alex, mie îmi dai emoții. De fiecare dată când omul văd că face treaba asta la început, îmi dă emoții, dar sunt niște emoții pozitive. Te ascultăm. Super. Am să cânt o compoziție proprie pe care am compus-o undeva pe la 16 ani. Mm-hmm. Muzica și versurile mi aparțin și e despre acel moment când te desparți de cineva și prin care cred că toată lumea trece la un moment dat și îl vrei pe acel cineva înapoi și de aceea melodia se numește Te vreau înapoi. Și vrei să punem și lacrimi? Și sper să vă placă. Nu puneți Gior pe fundal sau alte lucruri de genul ăsta, să nu facem... Succes! Hai să te ascultăm! Sigur! Iubito, în fiecare dimineață mă trezesc cu gândul la tine și nu-mi e bine. Această durere mare nu se desprinde de mine, mi-e dor de tine. De când ne-am despărțit nimic nu mai contează, am nevoie de tine, dar ție nu-ți pasă. De când ne-am despărțit nimic nu mai contează, am nevoie de tine, dar ție nu-ți pasă. Te vreau înapoi așa cum ești, nu vreau să schimb nimic la tine. Și te rog, doar mai dă-mi o șansă să pot să-ți demonstrez că totul va fi bine, va fi bine.
ceva de genul ăsta. Am să cânt doar o strofă, un bridge și un refren ca să nu mă duc prin toată piesa, dar melodia se poate găsi pe YouTube. Eu am înregistrat, am făcut un efort să înregistrez un album care conține compoziții proprii și niște cover-uri. Albumul se numește Stuck in the Past, e un titlu în engleză. Și e sugestiv? Stuck in the Past este blocat în trecut, adică da, este, acesta a fost conceptul, am găsit metafora asta pentru a transmite cumva povestea albumului, adică prin ce treceam în acel moment. Și mi-a plăcut că am reușit să fac un album, pentru că îmi place ideea asta de album, de a avea un produs fizic care conține mai multe piese. Foarte tare, și chiar dacă se purta acum 20 de ani moda asta, așa cum tot e digital și ascultăm muzica pe Spotify, da, sau pe Apple, da, Music, da, sau așa, da. Este super când cineva vine cu un ceva din trecut să-l aducă în prezent. Dar e doar poveste sau ai suferit în dragoste? A plecat de la ceva real în acel moment în care, într-adevăr... Când s-a întâmplat acel ceva real? 15-16 ani, care s-a întâmplat neapărat 17. Vorbim de 10 ani diferent. A trecut ceva timp, dar da. Păi și nu ți-a trecut? Ba da, acum da, da. Dar a durat albumul, adică melodiile pe care le-am compus au fost cumva, procesul de compoziție a fost terapeutic. M-a ajutat să lansez niște melodii care au fost apreciate, de exemplu, atunci când am cântat, nu știu, într-o excursie sau ceva, piesa asta pe care am cântat-o acum. Fetele în special începeau să plângă și să empatizeze și să se gândească la relațiile lor de Instagram lor. Sau... Se întâmpla și... Dar... Trebuie să te întreb ceva important, nu știu, cred că cu asta trebuie să încep, ca să vedem dacă putem să mergem mai departe. Tu ești într-o relație acum? Nu este ceva, acum mi-e greu să vorbesc despre asta, nu este ceva oficial neapărat, dar este o, ceva posibil. Iubești Alex în momentul ăsta? Da. S-a dus toată inspirația. Despre ce mai scrii acum? Vedem, înainte de treaba asta, înainte de să zicem acest lucru care sper să fie ceva frumos și așa, a fost o suferință cumva mai recentă și am scris niște lucruri, am trecut prin niște momente mai puțin plăcute și într-adevăr m-a ajutat foarte mult iarăși să scriu, pentru că paradoxal sau nu, cele mai bune piese, și poți da exemplu, știu, Bon Jovi, Always sau o grămadă de alte exemple, ies în momente mai puțin plăcute. Deci și când ești fericit poate să iasă piese mișto, dar na, asta e cumva sadică treaba la artiști să, când scrii. Când ești artist îți asumi astfel de emoții, probabil că cei mai mulți oameni au nevoie de ceva ce ei nu pot traduce. Și dacă asculți o piesă care îți place, poți să spui, păi uite... Am trecut și eu prin... Nu știam să exprim asta, dar acea melodie sau melodia asta pe care o ascult spune exact ceea ce eu aveam pe suflet. Mergem către următorul fragment muzical, că mă gândesc că s-ar putea să primești un mesaj pe telefon care spune îți mulțumesc tare mult, poți să-ți iei hainele și să pleci. Doamne ferește, nu vreau asta, în niciun caz. Nu, da. Ce ne-ai pregătit? Dar apropo de chestia asta, nu-mi plac genul de despărțiri în care, nu știu, să zicem, respectiva fata, așa partenerul, în momentul în care te desparți, cumva, nu știu, începe să îți dea lucrurile înapoi, să lucruri de genul ăsta, adică cumva, pe să se desprindă, nu, aș vrea să le păstrez în sensul că chiar dacă s-a terminat o etapă a vieții, pot să rămână niște amintiri frumoase total, măcar. Total de acord cu tine, creăm, dacă vrei, un produs, se numească dressing-ul relațiilor și din fiecare relație păstrăm de 3, 4, 5 hăinuțe, uite, asta e de la fosta, asta e de aici, cu asta m-am îmbrăcat când am mers... Un inel, nu știu, o... Da, mai ales brățară, inel. Ai cerut-o? Nu, adică mă rog, e complicat, n-aș vrea să... A fost cumva ceva... Mie asta îmi place la un podcast, că nu prea poți să spui lucrurile doar pe jumătate. Deci ai cerut la un moment dat în viața ta o fată... A fost ceva romantic și nu am mai vorbit despre asta, cred că, nu știu, cu aproape nimeni niciodată, nicăieri. Deci e cumva în premieră, dar până la urmă, fiind foarte îndrăgostit, nu știu, pe la 16 ani sau cât aveam atunci, mi se părea că nu mai am răbdare și că ea este aleasa și atunci, cerut-o, nu se poate numi ceva oficial la vârsta aia, dar da, am cerut-o, cumva a fost un inel de logodnă, așa cumva, în sensul că ne-am promis iubire eternă. Cred că nici mai contează ce vârstă aveai, contează cum vorbești tu acum despre treaba asta. Dar... Și îți pare rău că ai făcut pasul? Nu, pentru că a fost foarte, dacă stau să mă gândesc, un gest foarte romantic și știu ce simțeam în momentul acela, să-mi fac curaj să fac treaba asta și ea a zis da, ceea ce m-a făcut fericit în acel moment.
Și a fost o etapă foarte frumoasă a vieții care va rămâne în amintire. Păi acum oricum se presupune că ar trebui să mă apropii de o vârstă în care ar trebui să fac, dar eu... Adică nu zice că trebuie să faci. Nu știu, dar aș face asta cu o fată, adică cu persoana față de care simt să fac treaba asta, nu m-aș grăbi neapărat... în a lua astfel de decizii. Pentru că mama iars, adică am niște experiențe din care sper că am învățat să nu fiu și atât. Și dacă n-ai învățat, să nu faci niciun fel de griji, pentru că se va repeta acea greșeală până chestie. Când o să înțelegi care ți este lecția, ca să poți să mergi la următorul nivel. Așa funcționează lumea asta în care noi trăim. Zici de exemplu că ai învățat și de fapt nu, parcă nu vezi niciodată că tot repezi greșelile căpoși, respective. Când suntem căpoși, o să ne tot blocăm în zona asta, sau uite, o să ne blocăm în anumite piese. Mie îmi place să ascult anumite piese care mi-aduc aminte de anumite persoane, dar că nu e neapărat cea mai tare chestie pe care o poți face. Trebuie să asculți piese noi ca să-ți faci amintiri noi. Ce ne-ai pregătit? Am să cânt de data aceasta un cover de la trupa mea preferată Green Day, Boulevard of Broken Dreams se numește melodia și sper să vă placă. Wow, deci deja ai ridicat foarte mult nivelul, îmi place, super. Iar cei care nu știu să o asculte pe YouTube, să urmărească videoclipul, pentru că este o piesă chiar foarte bună, care a fost premiată și așa mai departe. Sau și mai simplu, să asculte acest podcast. Să asculte acest podcast unde chiar sper să cânt melodia asta foarte bine. Succes! Mulțumesc să fii! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. Toată lumea acasă poate să facă asta cu au. Walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's bathing. Sometimes I wish someone there will find me. Until then I walk alone. I walk alone, I walk alone. Foarte tare. Cred că în perioada asta avem nevoie din ce în ce mai intens de artă și de oameni pe care nu prea mizăm decât atunci când ducem dorul, când lipsește o parte din noi, rest ne vedem de treburile noastre. Dar știi cum e, cauți în playlist acele piese care să îți spună povestea și cred că asta e una dintre piesele pe care cu toți ar trebui să le avem și în suflet, și în minte, și în orice nebunie. Voiam să-i spui numele actualei Nu pot, asta chiar nu, pentru că este deocamdată. Asta e ca un fel de ca între artiști, așa, că cumva să fie mai multe nu, sau nu, ce. Nu, dacă numele fetei de care am Georgica, Vasilica, Ionica, păi, uite, facem, Elenica. Facem așa data viitoare când vine în emisiune, dacă văd că lucrurile funcționează foarte bine și sper că să fie așa. Nu vreau, mă, de la podcast la podcast să schimb numele astea. E treabă oficială și așa o să spun numele ei dacă îmi dă voie. Dacă o să îmi dea voie atunci. O să te aștepte cu mâncărică de seara acasă. O să-ți arate mâncărica, o să spune că e gustoasă, o să spune după care o să zică niciun fel de problemă. Poți să te duci la aia, știi, în care nu i-ai spus numele. Glumesc, nu cred că se va întâmpla una ca asta, o să-ți spună, ușa s-a închis, îți mulțumesc pentru siguranță și încredere, poți apărea la, ce acum, Tinder? Toate, nu știu, Tinder. Adică ai auzit de ele, nu le-ai folosit niciodată? Nu, știu, ba da, ok, bine. Deci Alex Crucero a folosit Tinder vreodată? Am folosit, este o aplicație. Da, uite că mi se pare foarte dubios. Mi se pare că e aceeași discuție ca, nu știu, discuția legată de
habar n-am, de prezervative. Pentru că da, oricum toată lumea folosește, mai ales tinerii folosesc aplicația asta sau nu știu, Facebook Dating, da. Uite, sunt foarte multe aplicații de genul. Da. Adică tu dacă îți faci mâine pe mine un Tinder și ești faimos, hai să vezi acolo cum vin cu cerile. Trebuie să pui niște filtre, să fie mai înaltă, mai scundă. Dacă e în regulă când ajungi, că nu știu, ca persoană publică să faci treaba asta, că ești nu știu, ca persoană adică... publică, nu știu, nu te simți tu, dar ești persoană publică. Ai videoclipul tău, ești... Nu, da, dar mă refer, nu știu, la un nume foarte mare sau habar n-am, nu știu, da. Deși, iarăși, o chestie relativă. De percepție, da, să știi, da, azi ești sus, da, mâine și mai sus, depinde cum, da, cum îți propui să se întâmple lucrurile. Da. Dar știi de ce ți-am zis de asta cu Tinder și până m-am dus către domnișoară, etc.? De ce? Avem noi acum un concurs, se numește Miss, okay, generația lui John, okay, și acum, practic, este o mică pauză de câteva zile pentru a începe etapa cu numărul 2. Și mă gândeam că dacă ai fi auzit, uh-huh, de Miss generația lui John, dar cum n-ai auzit, mă gândesc. Am auzit. Zici asta acum. Nu, serios, am văzut story-uri, am văzut promovare, am văzut. Ai zis ești drăguț acum, ai venit din București, când s-a auzit de Miss? Serios, am auzit de Miss, dar chiar după emisiunea de atunci și chiar atunci cred că mi-ai zis de fenomenul ăsta, da, de proiect, de fenomen, de tot ce se întâmplă. E un fenomen acum, bravo. Și mă gândeam dacă ți-a făcut cochiul vreo fată de acolo. Așa, doar din punct de vedere al frumuseții fără filtre, nu, că tu ai iubit acasă. Din punct de vedere obiectiv. Dacă ai vreo, da, obiectiv, uite ce frumos ai zis. Aș putea să văd niște poze. Păi dai telefon, intră pe miss.generația.ro. Cât încă nu s-au schimbat, știi că s-a terminat. Pe Facebook sau... Intri pe browser, scrii miss.generația.ro. Noi facem asta și în podcast. Ne facem reclamă până la capăt, că artistul e artist dacă îi surâde sufletul, dar mai ales dacă își bucură ochii. Mamă, ce rapid scrii. Miss.generația.ro. Așa, cea mai bună ce? Cea mai bună reclamă cumva tot ți-o faci. Mai trebuie din când în când, îți dai seama că n-ai cum altfel. Bine, unii zic să le dăm încolo de relații și de fenomene de astea care ne fac să plângem, dar uite că tu ne-ai... Bonjour.ro. Da, da, Miss înainte, Miss. Da. Ai scris, da? Miss... Și ți-a apărut ceva acolo? Aici la observatorul, linkul ăsta. E bine, dă-i click pe asta, dă-i click, da. Îmi dai emoții. De ce îmi dai atâtea emoții? Ai idee? Așa fac artiștii de obicei, transmit emoțiile până la capăt. Dar de ce? Că nu ți intră mai repede odată pe site-ul ăla. Am primit mesaj chiar de la... Dacă uite că vrei să... De la cine primi mesaj? De la prietena de care ți-am zis, adică de la fata de la care ești. De la 16 ani sau actuala? Nu, din momentul ăsta, nu. Și ce a zis? Ți-a pregătit cartofi prăjiți? Nu, m-a întrebat ce mai e, dacă sunt ok. E ok, e ideea că... Da, uite, vezi, am zis, în direct, nu tăiem nimic. Păi nu, că de asta am zis, că știu că fiind podcast nu se taie și de asta am și zis să zic ca să, că lumea să vadă că sunt totuși Elena? Deschis. Elena? Nu, Diana? N-o să, nu, n-o să zic. Andreea. Dar totuși, uite, Andreea, dacă tot, Andreea a chemat-o pe fata de la 16 ani. Informație, uite, deci Andreea tot s-a aflat ceva. O chema pe fata de la 16 ani, pe care ai cerut-o de soție. Și numele de familie am Nu vrem, nu intrăm în zona asta, dar ar fi interesant acolo să mai știu. Stai că și pe actuala o cheamă... Nu. O cheamă... Ții-mi un nume, nu știu. Stai puțin, avem aici, dar stai să vedem cum e... Ileana. Cu viteza de internet. Noi avem cea mai bună viteză de internet în Ploiești. Când vrei să te muți undeva unde e internet bun, vii în Ploiești, să știi. Dar trebuie să scapi de gunoaie. E foarte greu, că uite, de exemplu, ea este, nu? Adică e numele deasupra pozei, nu? Zine tu numele, ca să nu spună lumea că te influențăm. Stai. Oricum s-a votat, adică nu poți să influențezi acum. Sunt multe, dar adică sunt multe poze. Sunt 91 de fete, să știi. Sunt foarte puține, nu? Nu, sunt destul de multe. Ai mai văzut de multe fete într-un singur loc vreodată în viața ta? La agențiile de casting. Cred. Păi tot cam aia, deci, doar că este Miss generația lui John. Uite, de exemplu, printre primele, că uite, Emilia Grațiela Radu. Te-ai se oprit pare pe Emilia, că, da. Am înțeles, îți place. De ce îți place? Poți să ne și spui de ce îți place? Stai să mă uit, să revin. Vrei să dai cu zoom? N-avem cu zoom și mai multe imagini. Să revin la ea. Să revin la ea. Dar place, îți tremură telefonul, nu știu, se întâmplă ceva cu tine, adică nu, ești bine. Sunt bine. Îmi place poza, cum ține mâna în păr și e foarte expresivă. Și îmi place cum arată. Place, e bine, hai să trecem la următoarea. Și corpul, ok. Mai alegem că două. Dacă avem trei fete pe care tu le alegi, noi suntem fericiți că nu-i facem publicitate uneia ca să spunem că, nu știu, o favorizăm.
Știu, știu, este foarte greu. Nu, dar și timpul să nu... Totul trebuie să fie... Să nu fie burți, cum se numesc și da, la teatru, da, să nu fie burți, exact, să nu moară... Să nu facem blank. Să nu moară audiența. Păi tocmai de-aia eu completez. Tot da, încerc super. Să aflu cum o cheamă pe actuala nu, ta. Nu. Cred că mai e un nume pe care nu l-am zis. Nu, pentru că, da, ți-am zis, adică dacă o să se poată și îmi dă voi când o să se întâmple... Amalia. Se întâmplă, o să zic numele, nu, chiar o să zic numele în emisiune. Da, de un nume comun sau e un nume așa mai... E destul de... E un nume frumos, mie îmi place. Nu, dar asta e. Ai zâmbit un pic de tot. Nu prea te văd că te pitești după mă microfonul ăla. Mamă, ce greu e. Este, dar mai zi-mi unul, totuși trebuie să fiți. Hai să fim bărbați până la capăt, să alegem încă două fete care ție îți plac. Așa? Și după ăsta ce urmează? Uite. Ai gusturi, e bine. Te oprești greu, te oprești foarte greu. Păi am zis, na. Hai că vor să vină fetele la teatru să te vadă. Of, stai. Vor să îți dea oamenii. Uite, ar putea fi, cred. Cine, stai, cine? Uite, la microfon să te auzim da, și noi. Da, ok. Și poți să-mi și arăți, că nu le știu chiar pe toate. Da, pe ea ți-am arătat-o, pe Emilia. Adina Ochimanu. Boțoroagă, da. Deci îți place și Adina da, și încă una. Și că mai alegem una și... Dar vezi că am să nu fie consecutive și de-aia scrollez. Da, adică chiar dacă îți place să nu fie din prima bine. Să nu fie ca și cum pare că sunt consecutive sau aproape una de alta. Încerc să fie una, a fost la început, deci una mai spre una mijloc. Deci dacă după Adina, practic și-a pierdut șansa pentru că tu vrei să nu fie una lângă cealaltă. Da, am zis să fie, da. Deci dacă fericirea bate la ușa ta imediat după o despărțire, tu nu-i deschizi. Iată. Ia să vedem. Să vedem ce o să iasă. Hai că vreau să vin despre videoclipul ăla, Rockstar. Acum. Așa. Mai internet, da? Adică nu ești pe date mobile. Nu, adică eu sunt pe date mobile acum. Îmi place sinceritatea pe care o ai. Așa. Deci clar, nu, diseară nu mai e nici nimic, nu mai nici mic dejun o să mai dimineață, nimic. Păi, nu, eu îți spun că o să fie pe plus asta la întreținere. Asta e convenția, adică e pentru emisiune, e clar, pentru clar, audiență. Clar, trebuie să fim fair până la capăt. Deci, da. Dar ne dă emoții, că nu ne spui, măcar citește dintre ele, zine acum, și nouă ce vezi să acolo. Zicem, hai să zicem, uite, stai. Cea de-a treia între două eram aici, adică să aleg. Așa. Uite, hai să zicem Maria Neacșa. Așa. Maria, da. Maria Neacșa, da? Uite. Seamănă mult cu actuala ta iubită? Nu e... Nu. Băi, am să văd cum alegi, asta era ideea. Nu, aleg în funcție, nu știu, nu-mi dau seama cum aleg. Aleg, am niște... Uite, mie, de exemplu, uite, asta pot să zic, mie îmi plac foarte mult... și am și motivele mele. Îmi plac fetele mai timide, așa, nu știu, mai care par la prima vedere cel puțin mai cuminți, mai ca să ai ce să le scrii. Mai timide, să mai fie mai greu să le descoperi. Să da, și de asta, da. Iată, da și da, tu da, să fii tot la fel de timid să ca fie, ele sau să fie lupta pentru cucerire, nu știu, pentru deci nu-ți plac fetele care mai vin lângă tine și deja l-ai citit, l-ai văzut. Nu-mi plac neapărat fetele băiețoase și care nu știu, da, sunt mai vulgare sau na. E foarte bine punctat. Mă bucur. Asta pentru, și pentru domnișoare, dar și pentru doamne. Îmi plac fetele care sunt nu în zona exagerată, dar feminine în sensul că, nu știu, delicate, mai... Na. Să se lasă descoperite, nu să fie descoperite de la început. Nu se descopere singure. Adică anul acesta, în vară, ai reușit să filmezi un super videoclip și când spun super videoclip, nu e așa ca să punem niște cuvinte pompoase. Poți să bei apă cum trebuie. Hai să facem chestia. Hai să facem exercițiul ăsta la cameră, că e prima dată în formatul ăsta și e păcat. Bine, bem apă. Perfect, am făcut și asta, că mi se pare că nu consum din ea și e păcat, e ce trebuie. E apă, e bună de hidratare. Da. Rockstar se numește piesa, are undeva la vreo 100.000 de vizualizări pe lyric. Da, varianta cu versuri, cu versuri, pe care am lansat, adică am promovat-o chiar și data trecută în emisiune la tine. Da. Și în momentul de față ai un videoclip. Da, dacă putem să-l și arătăm în timp ce discutăm, ar fi super. Da. Este exact ce ne dorim de la echipa tehnică formată din David și Aur. Ne știm, așa o să vă rog. Cărora le mulțumim pe această cale. Le mulțumim că ne butonează bine și că ne vedem așa cum e potrivit pentru un astfel de podcast. Zine cum s-a născut ideea pentru acest proiect. Căutam să filmăm în funcție și de programul regizorului și de programul meu și al echipei pe care am reușit să o formez. Un oraș, adică piesa este o piesă dansantă și atunci am zis ar fi foarte mișto, nu știu, un club de exemplu și am zis să aibă un videoclip de vară, adică să filmăm la
mare și l-am filmat prin mai. Eu țin minte că aveam a doua zi repetiții la teatru. A fost cam ultima zi în care cred că mai puteam filma. L-am filmat într-o zi pe tot și am muncit, ne-a bătut soarele, a fost frig, am intrat și în mare, o să se vadă în videoclip. De a doua zi am fost paradit, mă dureau, nu știu, rinichii, mi-a fost rău la repetiții, dar a meritat pentru produs, pentru videoclip, pentru cine rezultatul e fata final. Cine e fata frumoasă? Că apare o fată frumoasă acolo, Doamne, deci măcar pentru fată să ne uităm la videoclip. Deci, a, colega... Tu să spui cine e fata. Păi, da, cum o cheamă? Adică, în, deci fata în loc e roșie, cum ar veni fata din clip care joacă, este da. Anda Andreea, o cheamă pe ea, este, și ea face actorie și îi mulțumesc că a acceptat să facă parte din acest proiect, noi mai colaborăm. Și cealaltă fată este chiar sora mea, asta. Daniela o cheamă, fata care dansează. Nu m-aș fi așteptat. Și care deci este, nu mă așteptam să fie sora ta. Este foarte talentată și veți vedea că are o chimie, dacă, din moment ce se transmite acum clipul sau o să vedeți secvențe, are o chimie foarte bună în relația cu camera, știe să danseze foarte bine și este studentă la psihologie, trece acum anul 3 și ea a cochetat de-a lungul timpului cu actorie, cu dans, cu zona asta artistică, cu cântat, cu muzică. Și mă bucur că m-a ajutat, că nu știu dacă m-aș fi descurcat, adică ea ne-a ajutat și să cu transportul, cu mai multe lucruri. Deci domnișoara care este îmbrăcată în negru și în galben este sora ta. Da. Ok, da. Ca să știe toată lumea. Da. Să, da? Deși în ideea videoclipului voi doi sunteți cam împreună. Sau nu, păi nu avea cum, nici n-avea cum să se întâmple deci așa. În rochie roșie, da. Înțeles. Dar este, așa a fost creat personajul, mă rog, mi l-am făcut și este o relație de asta mai șugubeață, nu știu, mai cu... un trio perfect sau ce? Nu, cu Suișul și Coborâșul, în sensul că nici nu ne pupăm, de exemplu, în clipsa aceea, pentru că nu este piesa de așa natură și eu sunt foarte jucăuș și foarte comic, nu știu, foarte cu glume la început. Care v-a zis că după piesa asta nimeni nu se pupă cu nimeni, toată lumea stă liniștită, potolită, își vede de treabă, de muncă, nu? Asta dar ei sunt, în clipul, de exemplu, începe cu mine care întârzi personajul, lucru care se întâmplă de obicei și în viața reală, din păcate, că asta e un defect la care încerc să lucrez foarte, asta cu punctualitatea, deși foarte astăzi punctual, am ajuns ai fost foarte devreme, când trebuie chiar sunt foarte punctual. Ai respectat inclusiv sfertul academic. Da. Când trebuie și știu că e important, chiar încerc factorul pozitiv să fiu punctual, dar în general mă cam bate treaba asta, nu știu de ce. Dar lucrez că e foarte important în domeniul ăsta să fii punctual și în general în viață. Și personajul cumva există așa o râcă, dar nu în sens rău. Eu, de exemplu, la începutul clipului încerc să o surprind, ea aruncă cu nisip în mine și culmea că în filmare, apropo de sacrificiile pentru artă, mi-a dat nisip în ochi de nu mai vedeam, adică trăirii iată, bine că a fost, mi se pare, ultima când am tras momentul ăla ca să nu mai trească, să arunce cu nisip, că nici nu mai trebuia mai real de atât. Era o dată și gata, dacă se filmează din prima bine, ieșit, dacă nu. Nu, că am, de mai multe ori am filmat, doar că acum a fost când chiar mi-a dat cu nisip ca lumea în ochi și am zis, ok, asta este, n-are ce să iasă mai bine de atât, adică nu mai vreau încă o dată să-mi arunce nisip în ochi. Este o relație așa cu Suișuri și Coborâșuri că ne mai certăm, ne mai în clip așa, dar în clip sunt împreună, adică cu fata respectivă, în personajul meu, cu personajul ei. Da. O nebunie totală, trebuie să se uite oamenii ca să vadă despre ce e vorba. Da. Mai avem foarte puțin. Avem și fumuri colorate. Din acest podcast n-avem fum în clip, videoclip. În clip avem fumuri colorate. În videoclip, da, dar n-avem aici în podcast. Aici n-avem, din păcate, fum. Avem acest peisaj superb. Știi ce e peisajul ăsta din spatele tău? Ploiești, orașul Ploiești. Cum ți-ai dat seama? Păi sunt aici... tu zi, că eu vreau sinceritate din partea invitaților. Centrala este aici. Centrala, nu? Așa îi zici. Petrom. Zii ceva acolo, zi ce vrei, zi. Este, cum se numește, că avem și la Rovinare, apropo de Oltenia, este termocentrală. Ce-o fi, frate? Îmi scapă cuvântul. Ce e un Ploiești ăsta? Ce are Ploiești ăsta foarte interesant? Petrochimic. Și va acolo, nu? Da. Poluare. Noi spunem numai poluare, fie este cel mai simplu fel de a gândi. Termocentrală, așa că am scăpat, dar este da. Ok. Am înțeles. Deci, practic, să știi că este un oraș muncitoresc Ploieștiul. Este o emblemă, termocentrală. Da, și să știi că uneori și miros. Din mai multe puncte de vedere, nu vreau acum să te duci înspre București să spui, bă, am fost acolo și am văzut că ăștia au probleme. Da, că și la București e superb, cu poluarea e... Da, noi avem probleme și cu gunoiul, să știi.
Și în București s-au mai rezolvat probleme și cu câinii, mai mă rog, câinii, mai nu multe. Știu, nu da. Sunt chiar de prost, nici da. Cu pisicile nu sunt prost, dar cu gunoaiele să știi că din ce în ce mai grav. Nu vreau să ți-am zis, nu vreau asta să fie amintirea pe să care facem totuși o imagine bună asupra, o imagine bună asupra orașului. E frumos, orașul, care, da, da. Ce trebuie, adică da. Vino de mai multe ori ca să poți să îți faci o părere de ansamblu, nu să vii să zici, băi, ce frumos e acolo da. Că am fost la podcast. Da. Da. Glumesc, vino la podcast de câte ori se poate. Hai să facem așa. Să fie să ai motiv să pleci de podcast. O piesă, un așa. Fragment muzical da. Dintr-o piesă românească. Okay. Ce vrei tu? După care ne zicem papa și plecăm fiecare acasă. Aoleu, un singur lucru aș vrea să mai zic înainte. Deci așa. Avem să urmărească cei care se uită la emisiune pe Facebook Alex Cruceru, Instagram Alex Cruceru 23, am până și TikTok, încerc să am activitate și acolo. Și 23 de melodia, data mea de naștere, 23 ianuarie. Ce tare, deși pe urmă februarie m-am născut eu, tot pe 23, foarte tare. Hai că le zicem okay, partea, okay, hai cu piesa, hai cu piesa, lasă, nu du te promova mai mult decât trebuie că te promovăm noi până la capăt, bine. Bine, gata. Hai. Okay. Am crezut că după aia se termină. Dă-i ce e mai okay. bun, nu se termină chiar așa. Am să cânt una din cele mai cunoscute piese, cred, și care a fost mare hit, Carla's Dreams, Sub pielea mea. De care încă nu știm cine este sub pielea lui, sub masca lui. Dar și videoclipul este foarte spectaculos și vizual. Și. Hai să te auzim, da. Alex. Succes! Să fie! Mai mințit cu vorbele. Fac și accent moldovenesc. Da, 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 da. Mi-a aflat secretele și ca un hoț a intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele cochetele, nu mai pot atuda sub pielea mea și știi. Eu te rog să nu faci prostii, eu nu-s prost, dar mă tem cumva de tine, de mine, de noi, pentru că tu ești sub pielea mea. Hop, eroină, hop, hop, eroină, hop, eroina mea. Hop, eroină, hop, hop, eroină, hop, eroina mea. Hai okay. că terminăm bine podcastul ăsta. Da. Mulțumim din suflet, Alex, pentru mulțumesc prezență. Mulțumesc pentru tot. Succes. Doamne ajută să trecem de pandemia asta cu bine, să scadă numărul, să ducă la zero și să auzim okay. că gata, s-au rezolvat lucrurile. Tocmai ca muzica să fie mai aproape de noi, să avem din ce în ce mai multe prezențe la spectacole cu cât mai mulți oameni. Da. Iar cei care ne-au urmărit în acest podcast te pot regăsi pe Facebook, pe YouTube, cred că peste tot dacă scriu Alex Cruceru. Da, melodia și pe Spotify și pe toate platformele digitale Rockstar. Și un ultim lucru pe care vreau să-l zic, faptul că sunt mândru, adică mă bucur de faptul că am putut să particip anul ăsta la Gala Hop, Gala Tenorului Actor, un proiect realizat de Uniter, foarte important, la Alba Iulia, coordonat ultimului an, din ce am înțeles, de domnul Gigi Căciuleanu, care este un maestru în adevăratul sens al cuvântului, un om extraordinar, și am participat cu o novelă din Caragiale, mai puțin cunoscută, Cazul Broaștelor. Momentul se găsește pe Gala Hop. Noi am fost ultimul moment din prima seară de concurs. O să intrăm pe Gala Hop să vedem exact despre ce a fost vorba. Da, foarte frumos, mai o experiență extraordinară. Că ai fost la podcast Generația lui John, să promovăm lucrurile până la capăt. Da, Alex, abia aștept să te reîntâlnesc. Mulțumim celor care ne-au urmărit. O zi frumoasă, ne auzim lunea viitoare de la 13. Până atunci, numai bine. La revedere. Numai bine. La revedere.